Bună dimineața și pacea Domnului! Doresc ca să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat în această dimineață de sabat să venim în locașul său. Mulțumim pentru binecuvântările sale și pentru această zi minunată. Și mai mult decât atât, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă posibilitatea ca să începem o nouă zi de sabat, o dimineață de sabat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori ca să ne concentrăm atenția în această dimineață, pentru că este un moment de meditație și rugăciune în biserică, în comunitate, să ne concentrăm atenția asupra timpului deosebit, a timpului solemn pe care noi îl trăim astăzi. Probabil suntem conștienți fiecare dintre noi că trăim o zi mare, o zi deosebită. O zi așa după cum învățam și în lecțiile școlii de sabat, când viața noastră este analizată acolo sus în cerul. Foarte mare exactitate. Fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare faptă, intenție, fapte bune, scopurile pentru care am făcut anumite fapte, toate sunt analizate acolo în cărțile din cerul. Și mai știm, ne spunea Cuvântul lui Dumnezeu, că acum, în aceste momente, sunt nume scrise și sunt nume șterse din cartea vieții. De aceea este foarte important pentru noi și m-am gândit că în această dimineață, când ne vom pleca și ne vom ruga, vom cere înaintea lui Dumnezeu putere și înțelepciune, să avem mintea îndreptată către acest act deosebit ce are loc în cer. Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia scrisă de Luca, în capitolul 19, și vreau împreună cu dumneavoastră să citim versetele 41 la 44. Este vorba de momentul în care Domnul Iisus Hristos intra în Ierusalim. Frumos ne descrie cartea Hristos Lumina Lumii, că în acea dimineață, atunci când Iisus venea la Ierusalim, de pe muntele Măslinilor se vedea atât de frumos cetatea. Și în mod deosebit se vedea templul. Templul acela zidit în mod măreț, se spunea de fapt că era una din minunile lumii. Din acele blocuri mari de marmură albă, iar acoperișul, nu, poleit cu aur, vă dați seama cât de frumos se vedea în contrast cu zidurile acelea de beton, de piatră, de fapt, din zilele acelea. Era un lucru deosebit. Ucenicii se bucurau și se minunau și se întoarce către Domnul Iisus Hristos și caută să îi arate, de fapt, minunea ce îi așteaptă. Și în mintea lor gândeau ei, în curând tu vei fi regele nostru. Și interesant că Domnul Iisus Hristos nu se asociază cu bucuria lor de data aceasta. Foarte rar îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în situații de felul acesta. Așa cum este descris în Evanghelia scrisă în capitolul 19, în Luca. Spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ucenicii erau plini de bucurie, speranță, nădejde, că în curând Domnul Iisus va lua frâiile poporului și ei cu siguranță vor fi acolo undeva aproape de Domnul Iisus Hristos. Pentru că de-aia deseori rămâneau în urmă și se mai centăream cu ei. Care să fie la dreapta, la stânga, nu? Cu mintea la lucrurile de pe pământul acesta, chiar dacă Iisus le spunea de multe ori, eu n-am venit pentru o împărăție pe pământul acesta. Și chiar în timpul de judecată a zis, împărăția nu este din lumea aceasta. Pentru că dacă ar fi din lumea aceasta, aș da porunci. Și nu voi putea să fiu legat de voi. Ei, dar cu toate acestea, ei nu înțelegeau. Dar de data aceasta au fost surprinși atunci când Domnul Iisus Hristos a început să plângă și spune cu voce tare, către cetate, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi, astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Era o zi deosebită pentru cetate, pentru popor, pentru națiune, pentru ai săi. Spune că a venit la ai săi. O zi deosebită. Și acea zi deosebită de har se apropia de final, de sfârșit.
Domnul Iisus Hristos intra în cetate și știa pentru ce intra acolo. Știa că, de fapt, El va fi scos afară din cetate, dar de data aceasta altfel. Și plânge și spune, măcar în această zi, în această ultimă zi, măcar odată cu soldatul, se amintea aseară, puțin despre soldatul care a venit și a spus, mi-am îndeplinit misiunea, dar acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Măcar în această zi, dacă ai fi cunoscut tu lucru care putea să-ți dea pace. Și Iisus spune mai departe o profeție. Dar vor veni peste tine vremuri grele. Și istoria ne spune de fapt că acele vremuri au venit atunci când crucile ce erau puse în jurul Ierusalimului erau atât de dese încât cu greu te puteai strecura printre ele. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dragii mei, noi suntem conștienți că de fapt există o vreme a cercetării personale a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu cercetează biserica. Dar Dumnezeu cercetează fiecare individ din biserică în parte. Și există această judecată personală. Aș vrea să înțelegem un lucru în această dimineață de sabat. Judecata nu trebuie să fie un lucru care să ne îngrozească, care să ne înspăimânte. Eu am descoperit, de fapt, în Cuvântul lui Dumnezeu că judecata este o zi de har. O zi de bucurie. O zi când eu, un om păcătos, pot să fiu schimbat, pot să fiu transformat. Sunt atâția oameni în Sfânta Scriptură care au fost cercetați, au avut momente de a sta față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i spună pe nume și să-L întrebe, de fapt, cine este El. Și El să recunoască, Doamne, sunt un înșelător. Mi-am înșelat fratele, mi-am înșelat tatăl, mi-am înșelat neamul. Ăsta sunt eu. Și Domnul să-i spună atunci când stătea față în față cu el, nu te vei mai chema Iacob. Și te vei chema Biruitor. Noi deseori, parcă nu este frică când auzim atunci de ziua judecății. De ce să ne fie frică? Avem în cerul un mijlocitor. Iar mijlocitorul acela și astăzi încă pledează pentru noi. Și vine înaintea Tatălui cu palmele străpunse și spune din nou, Tată, e scris aici, l-am săpat aici, pe palmele mele. De ce să ne fie frică când avem un prieten atât de bun? Sau nu este prietenul nostru? E o întrebare. Dacă deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 4, versetul 4, versetul 9. Capitolul 4, de la versetul 4 la 9. Sfânta Scriptură ne aduce înaintea noastră pe acea femeie foarte păcătoasă, samariteană. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns la o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul care îl dăduse Iacob fiului său, Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Știm istoria, n-are rost să intrăm în amănunte. Conflictul dintre iudei și samariteni. Unii se închinau într-un loc, altul în altul. Fiecare credea, de fapt, că el are dreptate. Și totuși Domnul Iisus Hristos, în discuția pe care o avea, pentru ca să curme acest conflict, spune și totuși mântuirea va veni sau vine de la iudei. Dar lăsând acestea la o parte, spune Sfânta Scriptură și spune Cuvântul lui Dumnezeu că Iisus a venit acolo și nu era la întâmplare acolo. Trebuia să se întâlnească cu această femeie. De câte ori Domnul Iisus Hristos nu se întâlnește cu noi? Fie la fântână, fie la muncă, fie în solar, fie știu eu unde, atunci când conducem mașina și suntem la limită. Și noi spunem, ah, am reușit. Și Iisus se întâlnește cu noi de fiecare dată. Și observați dumneavoastră cum lucrează Domnul Iisus Hristos. Se face atât de mic, se coboară atât de jos. Era o înjosire extraordinară pentru un bărbat, în vremea aceea, pentru ca să înțelegem lucrul acesta, cum erau socotite femeile în vremea aceea și cum erau bărbații. Femeile nu prea aveau drepturi. Chiar și astăzi, multe țări musulmane știm de fapt că femeile nici măcar n-au voie să conducă
mașina sau să iasă pe stradă singure, trebuie să fie însoțite fie de fratele lor, sau de soțul, sau de tata lor. Nu pot să iasă singure. Așa era vremea atunci. Și vă dați dumneavoastră seama, un bărbat care se credea că este din poporul lui Dumnezeu, se credeau mai deosebiți, să vină înaintea unei femei, cum erau numiți samaritenii? Crei. Ne aducem aminte de momentul în care o femeie vine la Domnul Iisus Hristos și cere milostenie și spune, Doamne, ajută! Și Domnul ce spune? Pentru că era samaritană. Se cade ca să iau pâinea de la copii și să o dau la câini? Și ea spune, da, și câinii se satură cu fărâmiturile. Așa credeau evreii, că samaritenii sunt niște câini ce n-au dreptul la mântuire. Și Domnul Hristos se înjosește în fața acestei femei atât de mult încât îi cere ajutorul. Ca și când ar avea nevoie. Și ea rămâne uimită. Cum tu, bărbat, iudeu, să cei de la mine ajutor, o femeie samariteancă? Și a pus să-i stârnească interesul și Domnul Iisus îi spune apoi, dacă ai ști tu cine este cel care te cere, tu singură, dacă ai ști tu, de multe ori Iisus se înjosește atât de mult și vine la noi și cere, dacă ne-ar cere ajutorul nostru, cu toate că toate sunt la de mâna sa, doar ca să intre în vorbă cu noi, să ne spună de fapt ceea ce ne lipsește și cât de mult ne iubește pe fiecare dintre noi. Dacă ai ști tu. Și atunci, gândindu-se așa cum facem și noi de multe ori, tot la lucrurile pământești, Doamne, dă-mi apa asta, să mă, nu mai tot alerg, să mă duc, că e departe fântâna. Și atunci Domnul Iisus Hristos merge la momentul critic, cercetarea vieții ei personale. Du-te și cheamă pe bărbatul tău. Iar ea caută să ascundă cumva. Și Domnul îi spune, bine ai zis. Că ai avut mulți, iar rabul care acum trăiești, nu ți este bărbat. Doamne, văd că ești un proroc. De unde știe omul acesta toată viața mea? Dar ce nu știe Iisus despre noi? Și atunci ce face? Își uită scopul ei. În această situație trebuie să ajungem noi. De multe ori alergăm pe pământul acesta, avem scopuri, avem planuri, ne punem ținte, a, ce voi face la anul? Uite că anul acesta se scurge, se duce. Și ne punem ținte, a, anul viitor, dacă ajută Domnul, pentru că suntem creștini, mai spunem, dacă ajută Domnul, dar fie că ne ajută, fie că nu, noi tot vrem să-L îndeplinim, nu? Dacă ajută Domnul, voi face cu tare și avem scopuri. Ei, femeia aceasta avea și ea o țintă. Ce a făcut atunci când l-a descoperit pe Mântuitorul? Când El, Mântuitorul, i-a descoperit viața și a observat felul în care s-a raportat de la Domnul Iisus Hristos. Mulți dintre noi poate ne-am fi închis, am fi tăcut, am fi plecat. Am fi făcut așa cum au făcut cărturarii și fariseii când Domnul Iisus Hristos scria cu degetul pe nisip. Și că, ne spune Hristos Lumina Lumii, s-au apropiat bătrânii, cei tineri, au tușit, s-au înroșit și au plecat și l-au lăsat pe Iisus acolo. Dar femeia aceasta ce face? Doamne, văd că ești un proroc. Și atunci își lasă bereata acolo. Se duce în cetate. Și mărturisește ea însăși. Am găsit un om ce mi-a spus toată viața mea, nici voi nu știți ceea ce eu am făcut. Chiar poate mi-a fost vecin. Sunteți rude. Nu știți tot ceea ce am făcut eu. Iar el mi-a spus absolut totul. Cred că El este Mesia. Ce trebuie să facem noi atunci când suntem cercetați de Dumnezeu? Când Dumnezeu ne descoperă viața noastră. Și El poate să facă lucrul acesta într-o zi de sabat, atunci când se deschis cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când suntem acasă dimineața și deschidem Sfânta Scriptură și o închidem repede și spunem că nu-i pentru noi. Dar El caută să ne vorbească atunci. Ce trebuie să facem noi? Vreau să... Ar fi multe de spus. Vreau să mă opresc la o întâmplare. O întâmplare interesantă din Sfânta Scriptură, din Cartea Iona. Să înțelegem, de fapt, ce ar trebui să facem fiecare dintre noi. Atunci când Dumnezeu ne cercetează. Adică astăzi. Căci El astăzi face lucrul acesta. Iona, capitolul 3, versetul 4 la 10. Iona a început să pătrundă pe oraș care de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Știm noi situația, cum a ajuns Iona acolo. Știm cât de mult a refuzat El să facă lucrul acesta. Și de ce vreau să amintesc lucrul acesta? Cu ce Duh spunea El cuvintele acestea?
Adică nu mi-i închipui că de fapt le spunea cu dragoste, așa cum ne învață Dumnezeu. Atunci când faci ceva din drag, când iubești pe cineva, mergi, îl implori, faci tot ceea ce stă în putință. Daniel a făcut-o doar să se spere așa înaintea Domnului, că a fost forțat. Că n-a vrut să se ducă. A zis, mai bine mor decât să mă duc acolo. Și merge forțat și spune așa, ofticos și plin de răutate. Apăsat așa, încă 40 de zile și o să muriți cu toții. Și nu le dă prea multe explicații. Și cu toate acestea, oamenii aceștia, n-au câta să zică, băi, ăsta nu ne convinge. Ce face ei? Citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Probabil vă dați seama de fapt ce lucruri se făceau în Ninive, dacă Domnul a zis, gata, a ajuns la limita, nu ne pot tolera. Extraordinar de terenă. Nici nu ne închipuim. Și oamenii aceștia care erau atât de jos, ei nu mergeau la biserică în fiecare zi de sabat. Oamenii aceștia spune că din prima zi n-au trecut 40 de zile. Dumnezeu le-a mai dat încă 40 de zile. Și spune că El a mers cale de o zi strigând și oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, s-au îmbrăcat în saci, de la cei mai mici până la cei mai mari. Lucrul acesta a ajuns și la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantra de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă și a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor următoare. Oamenii și vitele, voii și oii să nu guste nimic și să nu pască, nici să nu bea deloc. Căci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce avea și de la faptele lor de asuprire pe care, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Domnul și nu se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Și Dumnezeu se uită la ei. Le spune în versetul 10. Spune că Dumnezeu a văzut ce făceau ei și cum se întorceau ei. În cât timp? Răspunde, de multe ori mi-e rușine de mine. De cât timp îl cunosc pe Dumnezeu. Și știu că trăiesc în ziua cercetării. Și am trecut numai 40 de zile. Discutam aseară puțin că cu frații, era o vreme când credeam noi că atunci l-a căzut comunismul. Că va mai fi 6 luni, un an, 2 cel mult, și Domnul va veni. Au trecut 30 de ani. Oamenii aceștia nu le-a trebuit 40 de zile să se pocăiască. Și că Dumnezeu a văzut că lor le părea rău, și nu doar atât că le părea rău, că poate și nouă mi-e pare rău. Dar ce-am mai văzut? Că se întorceau de la calea lor. Și avea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care o trăseră și nu l-a făcut. Frații mei, este un moment când cred că fiecare dintre noi a trebuit să ne plecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să cerem ajutor. Să cerem înțelepciune. Să ne mărturisim păcatele în mod personal înaintea lui Dumnezeu. Să ne sprijinim unii pe alții. Să ne rugăm mai întâi pentru noi ca Dumnezeu să ne sfințească și apoi să ne rugăm și pentru ceilalți. Să avem putere să-i convingem prin viața noastră. Pentru că altfel nu vom reuși. Aș vrea să vă aduc aminte, nu citesc, din Evanghelia scrisă de Luca în capitolul 13, versetele 6 la 9, acea pildă a Domnului Iisus Hristos, cu acel om. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că era un om care a sădit în via lui un pom. Și așteptat să vină vremea roadelor. Nu știu, un pom intră la 3 ani, nu? Intră pe rod. 3-4 ani intră pe rod. În funcție de soi și... Ei, după ce a venit vremea roadelor, spune că a venit să caute rod. Observați câtă indulgență. Vine primul an și nu găsește. Apoi mai vine, mai lasă. Vine următorul an și nu găsește rod. Vine al treilea an și nu găsește rod. Și spune, a crescut deja mare. Vă dați seama, un pom la 6-7 ani deja. Mare, ocupă locul, nu are rost, hai, tai. Și grădinarul îl aude lucrul acesta, pentru că îl iubea, el l-a plantat acolo. Ne mai lasă-l și anul acesta. Am să mă ocup în mod personal de ea. Am să plâng cu noi, am să-l ud. Am să-l protejez. Am să-i dau binecuvântări. Am să-l scutur.
Am să-l trec prin încercări. Poate că anul acesta va aduce alții. E posibil ca lucrul acesta să se întâmple în viața noastră. Nu neapărat să vină anul acesta sfârșitul. Nu știu. Asta e treaba lui Dumnezeu. Nu cunosc eu. Dar e posibil pentru noi să se încheie ziua de vară. În Marea Luptă, știm cu toții, recent am citit un paragraf în lecția școlii de sabat. Am mai fost dat și în alte lecțiuni mai înainte. Spune că oamenii vor zidi, vor construi, se vor căsători, neștiind că ziua finală, hotărârea irevocabilă, a luat sau s-a încheiat în dreptul lor. Și vor continua să trăiască pe pământul acesta. Există riscul acesta. Să trăim, să venim la biserică, să credem că avem încă vreme. Dar pentru noi să fie încheiat. Doresc ca în această zi fiecare dintre noi să ne cercetăm, să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea gândul cel bun. Ca măcar în această zi, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, să cunoaștem lucruri care poate să ne dea partea veșnică. Amin.